Shalom, prieteni, Claudiu sunt. Am urmărit un videoclip de-a lui Bill Johnson de la Biserica Bethel din Redding, California. Un om cu adevărat care îl iubește pe Hristos și spunea că nu își permite să aibă alt gând în mintea lui decât gândul lui Hristos. O zici, nici măcar nu vrea să aibă propriile opinii, nici măcar nu vrea să aibă propriile gânduri, propriile opinii, ci toate gândurile care le are cu privire la familia lui, la slujirea lui, la viața de zi cu zi, le pune prin filtrul lui Hristos, prin gândul lui Hristos. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu, gândul vostru să fie gândul lui Hristos. Pot să zic că m-a mișcat și are foarte mare dreptate, pentru că după cum v-a spus cuvântul Dumnezeu, spune gândurile voastre să fie gândul lui Hristos. Un om când se pocăiește, da, cu adevărat, va fi schimbat și în exterior și și în interior. De fapt, lumea, știți ce spune despre un om care se pocăiește? Uite, bă, l-au nebunit. O trecut pe partea cealaltă, s-a dus la pocăiți. Îți dai seama, nu mai vine la nunți unde se bea, se fumează, se dansează, nu mai vine la chefuri, la beții. Îți dai seama că un om ăla merge la biserică, la pocăiți, îți dai seama, nu mai înjură, nu mai... Exact asta se întâmplă. Da, un om când se pocăiește cu adevărat, da? Când este născut aici, în interior, se va vedea și în exterior și și în interior. Prin felul lui de purtare în exterior, prin felul lui de vorbire, prin felul lui de gândire, gândul lui va fi gândul lui Hristos, prin felul lui de îmbrăcăminte, prin felul lui de a vorbi cu cineva. Un om care se pocăiește cu adevărat, ascultați, oameni buni, nu vă luați după minciunile diavolului. Nu vă luați după minciunile care vi le spune diavolul că e ok să mai păcătuiești, că doar Domnul te iartă, e ok să mai trăiești imoral, pentru că Domnul te iartă, e ok dacă îți mai înșel nevasta, e ok dacă mai tragi câte un pahar, e ok dacă mai tragi câte o țigară, e ok dacă mai mergi la câte o discotecă, e ok dacă mai dansezi, e ok dacă faci toate lucrurile astea despre care spune Biblia în Galateni, faptele fierii pământești. E cea mai mare minciună pe care diavolul ți-o spune ca să te prindă. Pentru că nu e ok, spune cuvântul Dumnezeu. Cine păcătuiește este de la diavolul, că diavolul a păcătuit la început. Cine nu păcătuiește este de la Hristos, este copilul Dumnezeu. De schimbarea se vede în exterior, dar și în interior. Și un ultim gând, când crezi că ai ceva de la Domnul, când crezi că ți-a vorbit Domnul, atunci când ai un mesaj de ridicare, pentru că spune cuvântul Dumnezeu în 1 Corinteni 14, un mesaj de la Dumnezeu întotdeauna este spre zidire, sfătuire și mângăiere. Dar atunci când dai în el, mă înțelegi, cu toporul, dai în el cu bota, mesajul ăla nu e de la Dumnezeu, e de la diavolul. Oameni buni, treziți-vă că timpul este scurt. Timpul este scurt. În Luca 21 spune, când veți vedea toate aceste lucruri, ridicați-vă privirea spre cer, că izbăvirea este aproape. Zice, când veți vedea toate aceste lucruri. Care toate? Vedem ce s-a întâmplat cu declarația lui Trump, Ierusalim să devine capitala Israelului. Una dintre cele mai mari profeții care s-a împlinit exact la 70 de ani de când evreii sunt o națiune. Vedem că spune Luca 21, când veți vedea că smochinul florește, știți că varea este aproape. Nu va trece această generație. O generație 70 de ani împlinește în 2018, anul ăsta, poporul evreu. Bine că spune psalmistul David că cei mai tari până la 80. Poate fi și 80 de ani o generație, dar timpul este scurt. Zice, când veți vedea toate aceste lucruri, se împlinesc, evreii sunt o națiune, vești de războaie cum n-am mai fost niciodată pe pământ, vești de războaie, cu tremure cum n-am mai fost niciodată pe pământ, care se întâmplă, semne în soare, lună și în stele cum n-am mai fost niciodată, toate la un loc. Toate la un loc. Convergența semnelor se întâmplă în momentul de față. Tehnologia despre care spuneam Daniel, pe ce trăiește această carte până în vremurile din urmă, când cunoștința omului va ajunge foarte departe. Acum trăim aceste vremuri. Nu vreau să vă spun ce previziune are ăsta de la Google până în 2030, unde vom ajunge. Nu vreau să vă spun. Puteți să căutați pe Google și vedeți. Dacă nu te-ai pus viața în îndeală, dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, trebuie să-L primești în inima ta ca Domn și Mântuitor, trebuie să fii născut din nou, trebuie să-L mărturisești cu gura ta. Zice, dacă mărturisești deci cu gura ta că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, vei fi mântuit, pentru că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Trebuie să-L mărturisești, trebuie să crezi din toată inima ta, păi trebuie să încheie legământ cu El, un botez, care nu e valabil la vârsta de 2 luni, pentru că tu trebuie să-L faci. După ce crezi, trebuie să încheie acel legământ.
Am un videoclip despre botez și puteți să ascultați, să vedeți ce înseamnă de fapt botezul cu adevărat. Petru le-a spus celor care le-au răstignit pe Domnul Iisus la evrei, după ce au fost botezați ei cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, au început Petru să le predice. Și au zis că au fost foarte străpuși în inima lor, cei care ascultau, și au zis, fraților, ce trebuie să facem? Și Petru le-a zis, pocăiți-vă! Pocăința înseamnă a-ți schimba mintea, a-ți schimba viața, a-ți schimba gândirea veche. Dacă înainte credeai că trebuie să te închizi la moaște sau la icoane, Biblia spune că nu trebuie să faci chestia asta. Asta înseamnă pocăința, schimbare, da? Renunțare la trecut. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Domnul să vă binecuvânteze și Shalom!